De asta îmi place viața care o am acum. Da, modest, sărăntoc câteodată, mai iau niște credite, mai întorc, mai împrumut, mai amăgesc pe unul, bai, și mă descurc. Și e ok. Ai o casă? Sau stai în casa pe care ai avut, în care ai crescut alături de părinți? Am apartament. Ai apartamentul tău? Al nostru. Al tău și al Cristinei și da, a băieților voștri. Pe Cristina cum ai cunoscut-o? Este și ea jurnalistă și ultima oară ai făcut o declarație de dragoste, cred că în decembrie 2021, când și-a pierdut postul sau a fost dat afară de la Ministerul Educației? Nu a fost dat afară. Nu a fost dat afară, ok. Eu atunci așa m-am exprimat. Așa te-ai exprimat pe Facebook. I s-au creat condiții că a trebuit să plece mai bine. Din funcția de purtător de cuvânt al Ministrului Învățământ. Serviciul de presă la Ministerul Educației, da. Da, și atunci ai spus, Cristina, te iubesc. Da, așa suntem noi doi. Noi vorbim, de exemplu, salut, salut, l-am lăsat pe ăsta mare bine, l-am lăsat pe ăsta ok. Te iubesc, Cristina, te iubesc, Gonță. Știți cum? Așa e mereu. Și când ne vedem, la fel, sau când îmi spunem noapte bună, și nu că am fi ceva... Of, nu știu de... Noi ne iubim și pe Facebook. Nu numai în realitate, ca să știți cum spune Carlos Dreyfus. Ok? Eu lucram la Antena C. Ei, niște prieteni, mi-au spus că sunt locuri vacante la Antena C, la Radio Antena C, dar ai grijă că este acolo un Gonță și tare crutoi și fii atent cu el. Și ea a venit și a zis, dar cine este? Dar și toată lumea este mie de dânsul. Și eu zic, opa, este cineva? Da, zic, pe asta trebuie să o dăm afară. N-am dat-o afară, ne-am îndrăgostit unul de altul și astăzi avem 10 ani de căsnicie și 7 copii. Aprilie, apropo, ai făcut nuntă pe 7 aprilie? Pe 7 aprilie am făcut înscrierea oficială și în noiembrie am dansat nuntă. Dar suntem, deci, căsătoriți pe 7 aprilie 2012. 7 aprilie, așa era zi vacantă. Atunci am vorbit cu ministrul justiției că era mai complicat să înregistrăm, că eu voiam urgent. De acolo știți că este legislația, spunea că, nu știu cum spune acum, dar acum, atunci spunea că trebuie 30 de zile să aștepți, că dacă nu cumva te răzgândești. Și am zis că stai un pic. Și am stat pe ministrul justiției și l-am rugat să rezolve problema mai rapid. Deci folosești tu de să faci uz de toată lumea funcția. Face asta, doar că nimeni, doar că foarte puțină lume își permite să spună, să recunoască asta la TV. Toți vor să o facă pe virgini mediatici. Dar nu e adevărat. Deci ne folosim de oportunitățile. Da, absolut toți folosesc. Absolut toată lumea se folosește. Așa este. Alții și mai greu încă decât spun eu îmi permit să spun. Ai zis că până să o cunoști pe Cristina, îți plăcea foarte mult femeile. Și nu cred că s-a șters această plăcere din, din lista ta de plăceri. Observi femeile azi? Cum le observi? Sau ce ai schimbat după căsătorie? Ai făcut-o vreodată geloasă, ca să nu zic alt cuvânt? Destul de des am făcut-o geloasă, dar și eu sunt gelos. Ah. Chiar dacă am încredere de plină în ea, deși eu nu prea cred că ea are încredere de plină în mine, dar e jur cu pic ok. Cumva, nu? Da, chiar sunt ok. Normal că mă uit și la dumneavoastră, mă uit și la toate femeile. De ce sunt eu la femeie frumoasă? Dar dacă mă aud, nu înseamnă că mă culc lumea asta în emisie directă și nici după emisiunea asta. Dar cum să ne admire dacă e o femeie frumoasă? Așa, mulțumesc. Și ce vreți să recunosc? Am înșalat-o? Dacă am înșalat-o, n-am înșalat-o sau am înșalat-o? Nu o să te întreb asta, nu cred că este pentru emisiunea mea. Puteți să întrebați, dar nu pot să spun sau da sau nu. Păi știu sau... că nu o să răspunzi și nu vreau să... Ei. Nu vreau să mă minți. Nu trebuie să-mi la publicitate, mai bine. Okay. Eu mi-ador soția și nu o ador pentru că e mama copiilor mei. Eu o ador pentru că o iubesc. Foarte frumos. Și de, cred că din bărbații care ne aud azi ar putea să fie inspirați de tine și să spună mai des femeilor lor că le iubesc. E frumos. Și femeile știi după un cuvânt de genul ăsta, dar spus așa, pe adevăratele, prind aripi și fac atâta pentru familiile lor. Asta e adevărat. Incredibil. Și după partide reușite. Se întâmplă și eșecuri? Păi da, vârsta de 38. Da. Asta tăiesc la montaj.